Salutare, bă, micuților, și bine v-am regăsit la un nou episod pe acest canal. Bă, eu nu fac episoade de genul ăsta, dar o să fie foarte catrincă, foarte catrincă. Bă, deci vină mea de la sară liniștit, cu casca în ureche, ascultam muzică de-aia prăjită, cum îmi place mie de absurd de ăla, și mă rog, ajung în stație la mașină, mă așez pe bancă și aștept mașina. Totul bine până acum, dar vine o femeie de culoare, adică era țigan, dar nu am nimic cu țigani, dar mi-e frește poți la toți, mai puțin rușii, nu glumesc, n-am nimic cu nimeni, bun. S-a așezat lângă mine. Perfect. Mă întreabă, dar ce ai? De ce suferi? Că văd că nu ești normal. Bă, n-am zis din cauza tot fel de erori, așa. Bă, am început să-mi zic că și are un fel de handicap, dar nu cred că avea nimic. Și, bă, vine treaba. Auzi, dar tu ești frumos rău. Mersi. Cu casca în ureche, nici nu înțelegeam prea bine. Mersi. Mă stau 20 de secunde și îmi zice, bă, îmi cer scuze că pun atâta întrebări, dar ești foarte frumos. Frumușel, frumușel. Bă, și dracu mă? A, am uitat să menționez. Cred că avea vreo 40 de ani. Vine mașina după ceas în 10 minute, deci în alea 10 minute nu mi-a făcut atâta complimente nici mama în 2 ani, să mor eu. Bine, aici glumița. Bă, frate, deci mi-a zis timp de 5 minute, mă uitam la ceas, 5 minute, mi-a zis în continuu că sunt frumos, că m-a întrebat și unde stau. Da. I-am zis cu totul altul undeva că stau un fenantar, nu mai știam cum să scap de ea, știi? Bun, vine mașina, mă urcă mașina, mă așez jos, mă așez lung, tot în comunt ăsta cu capul și am zis, mama, am dat de nebun. Asta m-a întrebat, de fapt îmi spunea, uite aici, stau eu, aici stau eu. Prietenul ăsta duțele astea și mă uitam așa. What the fuck? Ok. Eu sunt la felentar, la cuca maica ei. Nu știu unde stau. Am zis. Și a început în mașină să zică, dar eu nu mă uit la om cum arată, dacă ăștia e pește, dacă ăștia e pesc, doi oameni se iau. Aici are dreptate. Dar nu la asta, frate, adică, bă, dar partea cea mai tare a fost, bă, deci partea cea mai tare a fost când a zis în mașină, eu stăteam pe scaun, era în stânga mea, ea era în dreapta mea, știi, și mi-a zis, ce păcat că ai prietenă, că dacă nu aveai prietenă, te rog eu, că tare frumos mai ești. Asta, pac. Aoleu. Ajung unde trebuie să cobor. Am coborât, văd că cobor ieșa după mine. Bă, cam iași. Cum scap eu de asta? Noroc, mă, că am prins semaforul. Și era și un făr tot, așa mi-a zis. Că ești frumos. Că, bă, frate, deci nu mai știam cum să scap de ea. Am zis, băi, mersi, hai că mai ne vedem în cantul meu, du-te, bă, du-te că mă umori după mine. Nu știu, cred că vrea să mă violeze. Și da, asta e mare parte, dar când am văzut că coboară cu mine în acea stație, știi că mai aveam 500 de metri până acasă, am zis gata. Asta vine la mine acasă, mă urmărește, vine cu țiganii,
mă ia, mă duce, mă violează și aia e. Dar nu, m-am oprit, am zis că am uit pe telefon și așa dus. Mi-a zis, a, frumos, frate, pa, mai ne vedem. Puh, și în momentul ăla am zis, păi, dacă scap de aici, am scăpat de toate drăciile din gheosa mea. Da, deci, femeia avea gânduri serioase. Deci că dacă nu avea prietene, eram eu. What the fuck? Și după aia, după ce s-a dat verde la șanfăr, am bagat o viteză până acasă. Cred că la 500 de metri l-am făcut în 2 minute. Am aregat trecut, că toți se uitau aia după mine să văd. Bă, oare unde se duce asta? Asta aici? Să mă iau și după el. Nu mai am băgat o turbă roză, drag. Deci, dacă vă întreabă cineva pe stradă ceva despre tine, despre, nu contează ce, român, țigan, francez, rus, n-am nimic cu nimeni, dar părerea mea este să nu le răspundeți dacă vedeți că se bagă așa mai în detaliu. Eu i-am răspuns femeii pentru că așa mi se pare normal să vorbești, să dai niște detalii infime. Nu știu, dar să nu vorbești unele greșite cu oamenii, pentru că nu știi ce se poate întâmpla. Dar bine, aici nu m-a speriat, pentru că era o femeie, avea 1,20 m, până la mea, dar era mai grav dacă era un cecan. Aici chiar era grav. Și da, bă, aveți grijă cu cine vorbiți. Femeia asta chiar vrea să mă violeze. Da. Dar asta cu prietena m-a dat pe spate. Ai prietene? Că dacă n-aveai, vreau eu să fiu prietena ta. Hai de pizda, mă. Deja, bă, eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, dați și voi un like acolo, un share, un comentariu și chiar sunt curios dacă pe voi v-a oprit cineva și s-a băgat în seama așa cu voi să... Bine, avansuri e mult spus, dar să se poate așa în vorbă cu tine ca prostul. Pe bine, băi, băieți, cam atât a fost. I-am fost mie cu gigant și mama de când am mai spus fraza asta. Eu sunt Micu Gigant și până data viitoare v-am salutat. Pa, pa!